Primăria municipiului Lugoj intenționează să asfalteze zona zero a orașului atât în Lugojul român cât și în Lugojul german. Lucrările promise urmează să înceapă la finalul acestei luni și ar urma să fie terminate până la finalul anului. Muncitorii vor interveni pe traseul școala numărul 4, primărie, universitate, strada Ion Huniade până la sensul giratoriu de lângă Micro 3, podul de beton, strada Coloman Valiș până la sensul giratoriu de la parcul George Enescu, strada Bucegi, Cuza Vodă, Episcop Dr. Ioan Bălan, sensul giratoriu de la stadion, strada Caransebeșului până la intersecția cu Gheorghe Lazar, strada Nicolae Bălcescu, podul de fier și piața Iosif Constantin Drăgan. Cred că a venit timpul să separăm zona centrală de celelalte zone din oraș. Vom începe cu zona centrală, cu turnarea unui strat de uzură și a unui pigment special, dacă cei de la Politehnică găsesc soluția, în așa fel încât să deosebească de celelalte părți de asfaltare din oraș. De-a lungul timpului s-au băgat conducte de apă, de canalizare pe zona centrală, astfel încât de fiecare dată trebuie să reparăm asfaltul. A venit vremea ca să punem un nou strat de uzură, apoi bineînțeles că trebuie acționat și la stratul existent, că altfel nu prinde stratul de uzură. Va fi frezat un centimetru, doi din el, ca să poată fi montat noul strat care să egalizeze. Primarul spune că și-ar dori ca asfaltul să aibă culoare, dar acest lucru îl va stabili după ce se va consulta cu specialiști de la Facultatea de Construcții din Timișoara. Nu exclud posibilitatea, am văzut în Austria extraordinar de frumos, în unele părți, în Germania am văzut era verde, în Austria am văzut că era bordeaux, ca să deosebească zona principală de celelalte zone din oraș, dar la noi încă nu este făcut acest lucru. Am discutat cu specialiști de la Politehnică, cu cei de la Facultatea de Construcții și dacă e posibil să fie împregnat un pigment, atunci vom face și cu un pigment, dacă nu rămâne cum a fost, adică culoarea naturală a asfaltului. Pentru acest proiect, primăria este pregătită să aloce până la 2 milioane de lei.